Moment important pentru lumea științei, cercetătorii de la Universitatea din Rochester au reușit să modifice genetic un șoarece și să-i prelungească durata de viață. Următorul pas, reușita să fie testată și pe oameni. Discut subiectul cu Sebastian Ojica, editor al F News. Bine te-am găsit, Uži. ce spun cercetătorii. Bună, Ioana. Uite de un deceniu de când au început studiile pe șobolanul cârtiță, a existat această întrebare. Poate să-i fie transferată rezistența și la alte specii, pentru că această specie de șobolane are o durată viață mai lungă decât altele similare, de până la 35 de ani, și este de asemenea foarte rezistentă la cancer. Și după ce a fost identificată acea genă responsabilă pentru ce a menționat, ce anume HAS, 2 aceasta, iată, a fost transferată cu succes la șoareci. Rezultatul, e bine, medie durata de viață a șoarecelor a fost îmbunătățită cu 4,4%, de asemenea a fost crescută și rezistența la cancer. Acea genă, până la urmă, produce mai mult acid hialuronic care protejează celulele și are un rol în vindecarea rănilor și în protejarea sistemului imunitar. Doctorul Vera Gorbundova, unul dintre autorii studiului, spune că acesta reprezintă dovada unui principiu și anume că mecanismele care oferă longevitatea unor specii pot fi transferate la altele. Acum speranța este că în viitor aceste gene pot fi transferate cu succes și la om. Să descoperim practic serul nemuririi. Mulțumesc!